guys! Sunt Diana Chisăliță. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt și vă prezint o răutate mică. Bucureștiul este o oază de nemulțumire. Asta deduc din ce zic vocile băștinașilor, nu eu. Toată lumea se declară dezamăgită de toată lumea, nimeni nu face nimic bine, alea. Bucureștiul e un fel de șantier al speranței, unde toți doreii stau și se uită, da, de se rezolvă problema de la sine. Printre nemulțumiți se numără și fostul premier al țării, actual consilier onorific al actualului premier, domnul Victor Ponta, care s-a replantat așa pe la televizor și mai împarte câte o idee, câte o opinie despre toți și despre toate. Victor Ponta a declarat într-o emisiune la România TV că este foarte dezamăgit de Nicușor Dan, primarul capitalei. Își permite, e umblat omul, are păreri de împărtășit. Am învățat mult, mai ales de când n-am mai fost premier. Am învățat mult despre caracterul oamenilor. Eu acum călătoresc foarte mult și văd cum se dezvoltă alte societăți. Numai bine, e avizat să vorbească deci. Mergem mai departe. Bucureștiul e un oraș de care se bate joc. Are un buget uriaș, un primar pe care eu nu l-aș pune nici să-mi parcheze mașina, domnul Nicușor Dan, Carlovio în parcare. Și are un sistem imposibil cu cele 6 primării de sector. Unii sunt buni primari de sector, alții nu. Na, acum poate că are dreptate, dar n-avem de unde știi dacă are dreptate până la capăt. Poate că Nicușor Dan nu e un primar atât de bun, dar poate nu e un șofer atât de prost. Știți la ce categorie e Nicușor Dan un excelent? La box. Categoria sac de box. Că și-o ia peste cocoașă de la absolut, dar absolut toată lumea. Mi-e și milă un pic acum că mă gândesc. Nu prea mult. Mă repet totuși. Poate nu-i departe Ponta de adevăr. În 2022, prin noiembrie, polițiștii locali ai sectorului 5 au ridicat o mașină abandonată pe o stradă. Atunci Digi24 zicea că automobilul ar fi aparținut unei rude a lui Nicușor Dan și că în urmă cu câteva luni ar fi fost folosită chiar de însuși primarul capitalei și soția lui. Era și parcată aproape de casa domnilor Cică. Somația de la poliție ar fi existat de prin aprilie. Cam astea sunt informațiile pe care le avem despre calitatea de șofer a lui Nicușor Dan. Așadar, din gura domnului Victor Ponta s-a născut o involuntară și nevinovată persiflare aplicabilă. Rămânem în București și discutăm despre un alt personaj care și-a luat-o din părți, la figurat vorbind, evident. Clotilde Armond, primărița sectorului 1. Ei bine, doamna și partidul din care face parte au convocat o ședință de Consiliu Local, miercuri, pentru votarea bugetului. Lumea s-a trezit că se aude în sală, înainte de ședință, vrem să o pe măta. Cine să fie, cine să fie? Un consilier liberal. S-a scăpat, aia e! Cine e mai exact? Frezuță? Dinu Gheorghe de la PNL. Ca fapt divers, e feciorul lui Dinu Vamă Gheorghe, fost șef peste Văm, Dinamo și Rapid. Na, ce mai vreți? Stadionul ca la el acasă. Useriștii s-au atacat, ca de obicei, au cerut demisia, au amintit că Clotilde Armond a mai fost jignită grav în trecut și de un PSD-ist cu care nu s-a întâmplat nimic. Liberalul Dinu zice că nu era adresată ei înjurătura. A zis că nu-l caracterizează să vorbească așa, că frustrarea acumulată în decurs de 3 ani de blocaj îi poate determina pe consilieri să-și piardă cumpătul. Nu vă fie teamă, o să se căiască, adică o să ia lecții de public speaking. Râdem, glumim, plătim! Și ca treaba să fie treabă, a adăugat că doamna Armond se folosește de o discuție privată pentru a se victimiza. Doamna Armond, în primul rând, nu orice discuție este despre dumneavoastră sau vi se adresează. Doamna Armond, în această ședință, ne-a insultat de mai multe ori. Tocmai domnia sa ar trebui să-și revizuiască comportamentul și să nu mai creeze scandal în fiecare ședință. Ia, hai, gata cu scandalurile! Mai spunem și noi glume în cadrul privat că suntem oameni până la urmă, după cum a și declarat Dinu Gheorghe pentru Libertatea.
Suntem oameni, da. Dacă când ai un microfon în față, oricât de mic sau mare, oricât de în fundul sălii sau nu, ai mai multă grijă la ce scoți pe gură. Că nu ești în parcare la stadion, ești la capitală. Măcar la puțină decență mai putem spera. Oh, București, șantier al speranței. Bine, gata, vă las, nu fiți răuți. Poate doar un pic la nevoie. Pup, pa!